foarte frumos, iar noi în continuare vorbim despre lucruri gustoase, dar și ce se desfășoară în premieră pentru reprezentanții Republicii Moldova. În perioada 7-8 octombrie, în regiunea Champagne, din Franța, se va desfășura cea de-a 10-a ediție a concursului mondial de degustare a vinului, iar o echipă de somelieri din Republica Moldova deja au ajuns acolo pentru a ne relata atmosfera și pentru a ne spune care va fi programul evenimentului. Alături de noi, prin intermediul online-ului, este Mihai Druță, președintele Asociațiilor Somelierilor din Republica Moldova, pe care îl salut cu mare drag. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur tare mult că ați ajuns cu bine, în primul rând, și vreau să ne spui cum se întâmplă că echipa din Republica Moldova a ajuns în premieră la un eveniment atât de așteptat și atât de râvnit de somelieri din întreaga lume. În primul rând vreau să remarc că calitatea internetului este mult mai slabă ca în Moldova, aici în Champagne, da, iar au un dezavantaj destul de mare, deci conexiunile la rețea sunt foarte, foarte slabe, dar noi cu echipa încercăm să ne antrenăm în aceste zile, din moment că concursul va fi pe data de 7 octombrie, da? Și avem câteva zile până la acest eveniment, din acest motiv încercăm să gustăm maximum vinuri străine pe care le găsim aici. Mai mult ca atât, ne ajută câțiva colegi care au făcut o selecție deja de vinuri și le-au adus aici. Împreună cu echipa încercăm să le gustăm în orb aceste vinuri și să ghicim soiul, producătorul, regiunea de unde vine. Iar pentru gala, da, deci gala festivă, suntem pregătiți din start, din cauza că vom vorbi despre vinul Republicii Moldova, vom arăta lumii întregi, uitați-vă, și noi facem vin, și putem fi o țară absolut impunătoare în acest domeniu. Apropo, este o ediție jubiliară a acestui concurs mondial și vor participa reprezentanți din 34 de state. Cu câte tipuri de vin a mers Republica Moldova? Nu o să dăm denumirea de producător, dar cel puțin soiurile de vin ai putea să ni le menționezi. Da. Din start, ca să fie foarte clar pentru toți care ne privesc, deci nu este un concurs de degustat vin. Este un concurs privind aprecierea somelierilor sau degustatorilor. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că vor fi vinuri din toată lumea, iar echipa țării care participă va trebui să ghicească soiul. Deci nu se apreciază vinul. Posibil să fie și vin din Moldova, și din Franța, și din Australia, oriunde din lume. Echipa trebuie să dea un răspuns care este acest vin, care este soiul, care este alcoolul și care este anul. Da? Și sigur, dacă găcesc și producătorul, atunci va fi minunat. Noi am mers să reprezentăm țara, deci va fi o gală festivă unde fiecare țară participantă va prezenta un vin. Deci noi avem un partener strategic care ne-a făcut posibilă această vizită. Așa. Și vom prezenta cu siguranță vinurile cele mai cunoscute a țării și nu în ultimul timp vom prezenta și un spumant după tehnologia clasică și acele soiuri locale care ar putea trezi interes față de degustatorii internaționali. E cumva, Mihai, o responsabilitate mare să fiți exact în regiunea Champagne, pentru că este una dintre cele mai cunoscute la nivel mondial, este una de renume și respectiv aveți și voi, somelierii, o greutate mare pe umeri. Câți somelieri din Republica Moldova aveți în echipă? Deci suntem 5 în echipă, iar o persoană nu gustă, din moment să nu fie influențată. Deci o persoană este un capitan al echipei care dă răspunsul a unui din celor 4 care dă notele vinului. Este o responsabilitate foarte mare, o regiune foarte frumoasă, cu vechi tradiții în producerea acelui spumant. Da? Noi suntem de prins cu spumant, acelei șampanii. Sunt foarte prietenoși. Mai mult ca atât, am făcut cunoștințe aceste zile și cu reprezentanții diasporii. Deci unde nu găsești moldoveni, găsești aici și în Champagne, care lucrează, care ne-au arătat acele dedesubturi. Deci, practic, ne-am simțit foarte bine. Mai mult ca atât, francezii sunt un popor prietenos. Deci ne-au întâlnit, ne-au arătat acele tehnologii de producere, ne-au făcut să gustăm multe lucruri interesante. Într-adevăr, expresia soyez bienvenue își merită
pronunțarea pe teritoriul Franței. Știi ce am vrut să te întreb? Cum are loc procesul ăsta de degustare? Am înțeles deja că este pe blind tasting, dar ulterior, ce faceți voi? Vi se oferă în mână paharul, voi trebuie să îl adulmecați, să îl gustați, ulterior vorbiți în echipă, așa, și capitanul trebuie să dea verdictul. Da? Cam asta e procedeul. Exact, iar cei care doresc să participe virtual la acest eveniment va fi postat un link. Pentru prima dată, în a 10-a ediție acestui campionat, va fi transmis online și persoanele care accesează link-ul vor putea să vadă ce se întâmplă în acea sală. Avem 34 de echipe din toată lumea. Pentru prima dată în istorie s-au înregistrat și două echipe feminine, deci iarăși 100%. Sperăm că țara noastră să arate un rezultat bun. Noi încercăm să facem maximum pentru aceasta. Uitați-vă, ne antrenăm. Deci ieri am gustat, nu știu, 30-40 de vinuri. La concurs, desigur, vor fi 12 vinuri. Deci se gustă în două serii câte 6. Aceste serii, după fiecare serie, este o pauză. Wow, tare interesant procesul ăsta. 34 de țări participă, 34 de echipe. Ai putea să ne enumeri cel puțin 5 alte state ce participă la acest concurs mondial? Cu siguranță și sunt echipe destul de puternice. De exemplu, echipa României, care are în echipă cea mai bună doamnă sommelier sau cel mai bun sommelier din lume, Iulia Scavo. Este echipa din Franța, din Belgia, din Spania, din Canada, din Australia. Mai mult ca atât, pentru prima dată în afară de Republica Moldova s-au mai înregistrat încă echipe din Statele Unite ale Americii, de pe continentul african sunt echipe. Deci, practic, este o reprezentanță, iarăși, 34 de țări din toate colțurile ale lumii. Foarte interesant. Pe mine mă bucură tare mult că sommelierii noștri reușesc să participe în ultima perioadă la tare multe evenimente de acest gen, pentru că așa promovăm și cultura vitivinicolă, dar promovăm și abilitățile sommelierilor din Republica Moldova, recunoscuți pe arena internațională. Aveți o echipă tare frumoasă. Să-i transmit salutări și lui Dumitru, că l-am văzut pe poze. Mult succes în tot ceea ce faceți și să veniți acasă cu rezultate bune! Mersi mult, mersi!